1 Petru, capitolul 2, versetul 16 și versetul 17, spune așa Apostolul Petru: purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi al lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să ne reașezăm. În această dimineață aș vrea să continui din acea serie de predici care am numit-o Cursele Morții sau Capcanele Morții sau Capcanele Diavolului, și aș vrea să vorbesc despre limitele libertății creștine. Acum, avem un mesaj pentru părinți, mesaj pentru tine. Eu mă rog ca Dumnezeu să lase pacea Lui în inimile noastre ca să nu vă întârâte cuvântul Domnului, stimați tineri în mod special. Că voi aveți foarte multe răspunsuri, pardon, întrebări și nu aveți răspunsuri, pentru că probabil nu le căutați prin Scriptură sau nu vreți să le primiți. Dar noi nu ne supărăm pe voi, pentru că și noi am fost tineri și câteodată nici nouă ne plăceau răspunsurile care le primeam la biserică. Unii tineri consideră biserica o instituție care nu face altceva decât să îi grănească. Nu-mi place la biserică. Ce ne închide, ne bagă într-o gabie, cum spun italienii, gabie. Și biserica e ceva... ceva demodat, ceva, o instituție depășită. Nu merge la pas cu societatea. Îi în spate, spun ei. Și nu face altceva decât să ne îngrădească. Societatea de astăzi consideră Biblia demodată. Și e normal ca copiii noștri, mergând la școală, să fie învățați în diverse moduri și în diverse feluri. Și venind la biserică, îi văd că nu se potrivește învățătura de la școală. Păi cum să se potrivească? Păi zice școala, tu alegi ce ești, ești băiat sau fetiță. Cum să se potrivească? Când cuvântul Domnului spune foarte clar, foarte limpede, că lucrurile stau altfel. Nu se potrivește. Însă societatea consideră și ea că Biblia este demodată și că ar trebui actualizată. Că sunt prea mulți parapeți pe imaginea Domnului. Acum, din punct de vedere spiritual, da, Dumnezeu îngrădește. Dumnezeu pune parapeți pe marginea drumului. Spune Biblia că calea este îngustă. Nu e foarte largă. Calea largă duce la pierzare. Calea este îngustă. Și sunt parapeți pe margine. Însă vă rog să fiți atenți. Dumnezeu nu pune parapeții ca să ne enerveze pe noi. Ca să ne supere pe noi. Ca să vă supere pe voi, tinerii care aveți chef de viață, de distracție. El pune parapeții pe marginea drumului, adică drumul nostru spre împărăție, viața noastră, El pune parapeții pentru că El știe că dincolo de parapet e prăpastie. Că noi urcăm pe niște serpentine. Ne plac munții de aici, din Italia, din mod special din nordul Italiei. Și când urcăm pe serpentine, sunt tot felul de parapeți pe margine. Dar ei nu sunt puși acolo ca să ne zdrobim noi mașinile când derapăm. Ei sunt puși acolo pentru că dincolo de parapet există prăpastie mare. Dumnezeu vede dincolo. Ceea ce noi nu vedem. Frați și surori, aș vrea să vă spun că există trei nivele în care trăiesc creștinii viața de credință astăzi. Deci prezint trei nivele în care creștinii, indiferent ce religie ești, trăiesc viața de credință, după care vreau să prezint câteva teste prin care să vedem în ce situație suntem. Să vedem ce spune cuvântul Domnului despre libertatea creștină. Primul nivel. Spune așa Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 1. Primul nivel în care trăiesc creștinii. Și să-mi spuneți dacă nu este adevărat. Zice Pavel așa. Aceleași probleme le avea și Pavel în vremea lui. Cu creștinii din vremea lui. Și spune așa. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Ciudat mesaj. Ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că și nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumea sunteți, în adevăr, când între voi sunt certuri, zavistiri,
invidii, dezbină, nu sunteți voi lumești, nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Primul nivel în care trăiesc creștinii de astăzi, eu nu știu dacă creștinii ăștia ajung în cer sau nu ajung în cer, eu nu sunt Dumnezeu să ajungă. Eu sunt un simplu slujitor care predic cuvântul Domnului și îmi doresc din toată inima ca împreună cu voi să moștenesc cerul. Și v-am spus de la bun început că cerul nu-l moștenim pentru că merităm. Cerul moștenim pentru că credem în Hristos, slăvit să fie numele Său. Deci primul nivel, prima dimensiune în care trăiesc creștinii de astăzi, este nivelul oamenilor lumești. În paranteză, trăirea în libertinism. Ei spun în felul următor, orice este posibil, am voie să fac ce vreau. Oameni care sunt stăpâniți, creștini, dragilor, se numesc creștini, acum nu știu cât de credincioși sunt ei, dar se numesc creștini care sunt dominați de comoditate. Ce din motive familiare nu venim astăzi la orchestră. Mă, ce minciună satanică și asta, nu pot să supor cuvântul ăla. Motive familiare. Ce motive familiare? Spune Domnule, am plecat la mare pentru că vreau să mă relaxez într-o sâmbătă și gata, te-am înțeles. Ce fumne cu minciunile astea? Motive familiare. Unii creștini sunt dominați de comoditate, Domnule. Dominați sau stăpâniți de modernism. Dominați de pofte. Dominați de un spirit de libertate fără limite. Eu pot să vorbesc oricum. Sunt într-un grup de oameni, de frați. Eu pot să-l fac praf pe fratele meu. Să-l jignesc în fața altora. Ce mă interesează? Primul nivel la care trăiesc creștinii astăzi este nivelul de oameni lumești. Libertinism. Când nu îi interesează nimic în jurul lor. Consumă orice, se îmbracă oricum, se duc la orice tip de evenimente, au orice fel de prieteni. Orice. Libertate maximă. De dragul trăirii în libertate, oamenii ăștia, eu asta vi le spun din experiență, nu acceptă autoritatea slujitorilor. Nu acceptă autoritatea păstorilor deasupra. Cum să vină fratele Daniel să spună mie ceva? Eu care am casa mea, mașina mea, banii mei, munca mea, eu nu depind de nimeni. Și uneori spun ei, nici de Dumnezeu nu mai depind, că dacă mă doare pe aici sau pe dincolo, mă duc la doctor. Sigur, foarte bine, du-te la doctor. Și te rezolvă doctorul și te rezolvă mecanicul, dar vine ziua, dragul meu. Când e capăt, e drum fără ieșire. Pentru că nu ne putem juca cu Dumnezeu, nu putem trăi pe graniță. Nu putem să ne batem joc de pocăința, de viața noastră trăită cu Dumnezeu. Ori ești pe stânga, ori ești pe dreapta. Deci primul nivel, dragilor, care îl trăiesc creștinile astăzi, este nivelul de oameni lumești. Eu sper să nu ne găsim niciunul printre oamenii ăștia, printre creștinii ăștia. Iar dacă totuși cineva se găsește, pocăința. Doamne, te rog, ajută-mă să mă schimb. A doilea nivel, la care trăiesc creștinii astăzi. A avut problemele acestea și Pavel. Spune așa în Pavel cu biserica din Corint. Problemele acestea le-au avut și apostolii pe vremea lor. În Ioan, în capitolul 8, spune că, mi se pare că vă spuneam asta și data trecută, că elita religioasă, predicatorii, învățătorii, cărturarii, saducheii, farisei, au venit la Hristos cu pietrele în buzunar, vă spuneam data trecută, și au spus, Doamne, știi ceva? Noi avem aici o femeie prinsă în păcat, săvârșit păcatul. Avem aici, uite, în fața ochilor tăi, am prins-o, e martor cel din stânga, e martor cel din dreapta, sunt martori ei. Uite, fii atent aici, Hristoase, Moise. Moise ne-a dat o lege și legea ne spune să omorâm femeia aceasta. Acum, ei s-au fi gândit așa, noi prima dată îi spunem lui Hristos așa, Moise și legea, că doar nu s-o fi făcut el mai mare decât Moise și decât legea. Mai întâi spunem, eu băgăm înainte, din prima. Măi, Moise, o zis să omorâm cu pietre. Legea e lege și noi tocmeală, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Și gata. Tu ce zici? A doilea nivel la care trăiesc creștinii astăzi e nivelul legalismului. Adică o trăire bazată pe norme și reguli. Să te ferească Dumnezeu să ieși din norma lor, din regula lor. Legalism. Legea a zis, clar, să-i dăm în cap și să o omorăm. O greșit, gata, s-a terminat. Am terminat-o și via.
Și Iisus Hristos stă frumos, parcă îl văd cu fața cea blândă, cu ochii aceia mari și plini de dragoste și spune, bine, bine, măi răilor, măi, bine, bine, cine n-are păcat, zero păcat, să ia primul piatră și să fie, să vă viați cu femeia aceasta. Și Biblia ne spune că n-a mai rămas nimeni pe acolo. Legăniștii, oamenii aceștia înguși, oamenii aceștia bazați doar pe norme și reguli și reguli și reguli, ei văd toate detaliile nesemnificative, toate detaliile, pentru că ei practică o religie din datorie. Măi, datoria noastră. Evrei plăteau românii cu 5 dolari să vină acasă la ei, Israel să le atinde lumina sâmbătă. Și românii să râdeau că dacă aveau vreo 20 de clienți de genul ăsta și-au făcut 100 de dolari într-o sâmbătă. Nu, numai să vii și s-a prins lumina. Pentru că ei, datorie, domnule, e regulă. N-ai voie să faci nimic în ziua sabatului. Hristos stătea în privorul lui Solomon, în templu, și acolo privorul acela era sprijinit, acoperișul era sprijinit pe niște stâlpi foarte mari și pe stânga și pe dreapta nu era închisă privorul, un fel de tindă, dacă vă aduceți aminte cum era pe vremuri. Și după niște stâlpi din aia mari, elita religioasă, cărturarii farisei, îl urmăreau pe Hristos. Mă, oare e sâmbătă astăzi? E sabatul? E regulă? N-are voie să vindece? Oare va face o vindecare? Îl va vindeca pe cel cu mâna uscată? Și se uitau după stâlp ca să aibă motive să-l învinuiască. Asta spune Luca, capitolul 6. Frați și surori, așa cum vă spuneam, al doilea nivel la care trăiesc creștinii astăzi, primul libertinist, orice. Vorbesc oricum, consum orice, mă îmbrac orice, sunt liber, sunt liber. Doi, avem nivelul legalismului, nu poți să faci nimic, când spunea tata pe vremuri că și ceasul pe mână, zicea că trebuia să-și dea jos bătrânii. Că îl considerau o piatră de pricină de potignire. Adică, na, bicicletă nici nu mai zic, n-aveai voie ce Hristos a umblat pe bicicletă, spuneau ei, dar ce Hristos a avut ceas. Regul, regul, regul. Și fără, ascultați-mă, legaliștii aceștia, oamenii aceștia care au la bază numai norme și reguli, ăștia sunt goliți de dragoste, mai oameni buni. Vă spuneam dată trecută, cine nu cunoaște Corinteni 13, cine nu știe ce scrie în Corinteni 13, cine nu-și trece slujirea prin Corinteni 13, cine nu sluje, cine nu-și iubește nevastă, pardon, cine nu trăiește în familie, bărbat sau femeie sau copil, prin Corinteni 13, care înseamnă dragoste, ești un om pierdut. Nu știi ce faci. N-ai nicio satisfacție înăuntrică, n-ai nicio pace înăuntrică. Este o statistică foarte îngrijorătoare făcută în bisericile evanghelice. Zice așa, cei mai mulți tineri au plecat din biserică. Și știți de ce au plecat? Din cauza părinților ipocriți. Ce înseamnă ipocrit? Adică un părinte care trăiește viață dublă. Mă, că venea tata la biserică să punea la amor și predica. Și vedeam un sfânt acolo, ziceau tinerii. Când venea acasă și tragea o sfadă, o ceartă cu mama, zice, s-au terminat cu sfințenia lui de la biserică. Cei mai mulți tineri din biserici evanghelice au ieșit afară din biserică, s-au despăcăit. Pentru că au văzut multă ipocrizie, multă prefăcătorie, multă fățărnicie în casele lor. Ne rugăm ca Dumnezeu nouă să ne dea înțelepciune. Amen. Ca copiii noștri să nu se uite la noi ca și la Hristos, că nu, noi încercăm să semănăm cu Hristos, dar nu suntem Hristos. Noi avem slăbiciunile noastre ca și părinți. Și voi când veți crește mari și vă veți căsători și veți avea copiii voștri și voi veți avea slăbiciunile voastre, veți vrea să faceți bine și nu vă va ieși întotdeauna. Veți vrea să vă învățați copiii perfect și nu vă va ieși întotdeauna, pentru că sunteți oameni și pentru că și noi ca părinți suntem oameni. De aceea uitați-vă la Hristos. El este modelul suprem, însă nici noi n-am voie să trăim o viață de prefăcătorie, o viață dublă. Bun, al treilea nivel. Spuneam, primul nivel la care trebuie să creștinii e nivelul de libertinism. Doi, legalism, reguli, norme, lipsiți de dragoste, goliți de dragoste. Și al treilea nivel în care trăiesc creștinii astăzi este nivelul sau dimensiunea snopozeniei în Hristos. Libertate în Hristos. Adică niște oameni echilibrați, niște oameni cumpătați. Galateni, capitolul 5, versetul 13, Andreas, spune în felul următor, fraților, voi care mă urmăriți, eu care predic asta și mie îmi spune cuvântul Domnului, că eu când pregătesc mesajul, v-am mai spus asta, trece prin mine, mai oameni buni.
Și nu mă calific, nu mă simt că mă calific să stau în fața voastră să vă predic un cuvânt perfect. Sfânt, că nu sunt sfânt, omule! Nu sunt sfânt! Încerc să fiu sfânt, încerc să mă sfințesc în fiecare zi, cum vă dați și dumneavoastră toate sfințele, să fiți sfinți. Și spune așa că vădurilor, fraților, voi care ați fost chemați la libertate, păi nu faceți din libertatea o pricină, adică un motiv să trăiți pentru firea pământească, pentru natura umană. Și ce slujiți-vă unii altora în dragul, deci suntem liberi, da, ești liber. Dar nu, să nu fie un motiv ca să trăiești pentru natura umană. Ești liber. Nu poți trăiești toată ziua numai în vacanțe, nu? Mai trebuie să mergi la biserică. Mai trebuie să vizitezi o bătrână. Mai trebuie să cumperi și câte un suc și câte o blădiță de căpșun să mai mergi și plau, frate, în bolnav. Nu? Mai trebuie să faci și asta. Nu poți toată ziua să stai la scândar. Fraților, liber în Hristos. Ce înseamnă liber în Hristos? În primul rând, da, pentru că atât la nivel, vorbim despre nivelul creștinilor care trăiesc slobos, liber în Hristos. Adică niște oameni echilibrați și cumpătați. Și acum vă spun ce înseamnă liber în Hristos. În primul rând, liber în Hristos înseamnă eliberat de dominația păcatului. Mă, nu mă mai stăpânește lăudăroșia. Ați văzut oamenii care se laudă toată ziua. Ce oferi Dumnezeu? Unul mi-a zis că filmatele care le pui pe YouTube-ul bisericii tale, zice, eu mi-i vergoniu, Doamne, Tatăl acestui, el nici nu ar pune. Căci ce piesă aveți voi, zice, ca și cum ați umblat voi cu Dacia și omul cu Ferrari. Mustră-te, Domnul, lăudăroșie ce ești! Om plin de fățărnicie și de laudă. Auzi, mă, el cu Ferrari și noi umblăm cu Dacia. Nu-i bai, noi umblăm cu Dacia, dar mergem spre Hristos, slăvit să fie numele Său. Dragilor, eliberat de dominația păcatului, lăudăroșia, încăpățânarea, asta înseamnă liber în Hristos. Pe mine nu mă domină scârcenia. Pe mine nu mă domină invidia, gelozia, iubirea de bani. Ce zice, stimați credincioși, iubirea de bani? Na? Că dintre pocăiți nu avem treabă noi cu preacurvia, nu avem treabă cu vrăjitoria, nu umblăm noi să vorbim cu morții, dar avem alte fisuri care trebuie reparate de Hristos. Oare cine mă domină? Pentru că liber în Hristos înseamnă eliberat de dominația, de stăpânirea păcatului. Mă copii, mă, la ce oră vă culcați? Păi la ce oră? Stați pe telefoane și pe internet. N-avem nimic cu telefoanele. N-avem nimic cu internetul. Mulțumim Domnului că le avem, că facem bonifico bancare de pe telefoane și ne plătim curentul și gaz. N-avem nimic. Dar n-are voie să ne stăpânească, n-are voie să ne domine, eliberat, adică liber în Hristos înseamnă, în primul rând, liber de dominația, de stăpânirea păcatului. Doamne, îți mulțumim că suntem liberi. Amen. În al doilea rând, eliberat sau liber în Hristos înseamnă a urma pe Hristos de bună voie. Deci, liber în Hristos, e scăpat de păcat, nu te mai domina. Te duci să faci sport, dar nu te domină sportul. Dacă ai venit la biserică, nu te duci să faci halte. Pentru că vii la biserică. Nu te domine nici munca. Acum dacă trebuie să mergi la muncă, că ai în contract de marți până duminică, e în contract, ești la muncă. Am avut și noi frați pe vremuri care erau pe schimburi. Ok, dar nu te domine, nu te stăpânește. Liber în Hristos înseamnă a-L urma pe Hristos de bunăvoie. A doilea lucru. Asta înseamnă. De bună voie. Voi cum veniți la biserică? Eu, iară, mama și tata ne trimite la biserică. Iară-i joi seara. Iară-i duminică. Eu, iară trebuie să mă duc la orchestră sâmbătă. Nu ești liber, dragul meu, în Hristos. Dacă e presiunea aia pe tine și te chinuiește aia, nu ești liber. Dragul meu, roagă-te ca Hristos să te elibereze, să te umple de pace. La biserică trebuie să fii plin de bucurie. La biserică vii la părtășie, pentru că mai e puțin și vine Hristos. Știți ce mi s-au spus în zilele astea? Trebuie niște vremuri groaze și eu la aștept care stă lângă mine, așa, care mai ieșim, că sunt mai aproape de mine. Eu le zic să strângă cureaua. Mă zic, strângeți cureaua că vin vremuri teribil de grele. Auzi, trecere de pliton. Ori început să le vopsească în lume. Lume. În culoarea curcubeului. Ce vă zice asta? Ce vă zice asta? Mizerie!
Liber în Hristos înseamnă să-L urmezi pe Hristos, să vii la împărtășie de bună voie. Ascult de Hristos de bună voie, dăruiesc de bună voie. Iubesc cuvântul, citesc cuvântul, de bună voie citesc cuvântul. Mă rog acasă cu familia, de bună voie. Domnul să ne ajute la aceasta. Și trei, liber în Hristos înseamnă atunci când Hristos controlează viața noastră. Vă spuneam înainte. Duceți-vă și faceți sport, să arătați bine băieților. Faceți sport. Și voi, surorilor, și faceți sport, că e fain. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și nu poți, nu poți, templul Duhului Sfânt să nu ai grijă de el. Îngrijați-vă, aranjați-vă, spălați-vă de trătă, tot ce vreți voi. Aveți grijă de trupul vostru. Pentru că este templul Duhului Sfânt și vi l-a dat Dumnezeu. Este creația lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, nu pune stăpânire pe noi sportul. Nu pune muzica stăpânire pe noi, adică noi suntem liberi când Hristos controlează viața noastră și nu muzica, și nu munca, și nu cariera în școală și în muncă. Domnul să ne ajute la aceasta. Bun, dragilor, mergem la partea a doua. Haideți să ne testăm acum prin cuvântul lui Dumnezeu. Pasaje biblice, că ne ajută cuvântul Domnului. Libertatea în Hristos, am spus că nu ne dă dreptul să trăim acum. Uitați-vă versetele ce le-am citit ca și pasaj de bază, 1 Petru 2, 16 și 17, spune: purtați-vă, comportați-vă ca niște oameni liberi. Fără să faceți din libertate aceasta din slobozenie, acum Cornilescu folosește cuvântul slobozenie, eu vă zic liber ca să mă înțeleagă și partea asta mai tânără, fără să faceți din slobozenie aceasta, din libertatea aceasta, o haină a răutății, ci ca niște robi al Dumnezeu. Și apoi îmi spune versetul 17, să slăvim pe Domnul, să cinstim pe oameni, să avem o relație frumoasă cu ceilalți. Bun. Două lucruri vreau să spun aici. Există situații când noi avem nevoie de lumină în viața noastră. Vrem să alegem o școală, vrem să alegem un loc de muncă, stăm în fața unei alegeri. Avem niște probleme, vrem lumină de la Dumnezeu, vrem claritate. Și este cuvântul lui Dumnezeu, noi ne ducem acolo, da? Deci există situații când avem nevoie de lumină, de claritate, vrem să facem ceva, ne ducem în cuvântul Domnului, foarte bine că ne ducem și acolo găsim răspunsul la întrebările noastre. Adică să nu prea curve, să nu uci, să nu fur. Nu știi, Domnule, dacă ai voie să fur sau să nu fute, zice să nu fur, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșel, să iubești pe Domnul tău cu toată inima ta, să iubești pe aproapele tău. Deci există situații când avem nevoie de lumină clară și găsim în cuvântul Domnului. Găsim lumină. Vreau să știu dacă am voie să înșel sau nu am voie să înșel. Vă dau un exemplu foarte banal. În Biblie spune clar, nu ai voie. Basta. Sau să iubești pe colegul tău, pe aproapele tău, pe vrăjmașul tău. E clar, e limpede, dar există situații. Doi. În viața ta, există situații în viața ta. Când ai nevoie de claritate. Și nu găsești răspunsul în Biblie. Și mi-ai scris, unde scrie în Biblie despre țigară? Unde scrie Biblie despre drog? Unde scrie Biblie despre internet? Unde scrie? Nu scrie. Deci ai nevoie de România, aș vrea să știu, frate Daniel, ce pot să fac, cât pot să fac, cum pot să fac, aș vrea să știu cum mă mișc, cum să trăiesc viața de credință, dar în Biblie nu găsesc claritate. Dacă nu găsești claritate, astăzi, cuvântul Domnului te va ajuta să găsești lumina. Și primul lucru, dragul, primul test despre care v-am vorbit, este 1 Corinteni, în capitolul 6, versetul 12. Să vedem limitele libertății noastre în Hristos. Limitele libertății noastre creștine. 1 Corinteni, în capitolul 6, versetul 12. Primul lucru, dragilor, nu găsim, nu avem lumină, nu avem claritate și nu găsim propriu un răspuns în Scriptură. Cum să facem, cum să alegem, cum să hotărâm în viața noastră, în dreptul copilor noștri, în dreptul nostru. Primul lucru, dragilor, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Adică libertate maximă. Dar zice cuvântul Domnului, dar nu toate îmi sunt de folos. Primul lucru, dragilor, se numește, teologii numesc testul utilității. Măi, îți este de folos treaba aia? Nu scrie în Biblie nimic despre drog, dar îți folosește? E primul test, e primul lucru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Am libertate maximă, dar îmi folosește? Filozofii greci erau foarte învățați și umblau prin piețe și strigau, sunt liber, pot să fac ce vreau. Și Pavel îi aude. Pavel a iubit mult filozofii aceștia greci, dar a vrut să-i ajute, să-i corecteze, să-i îndrepte. Îi aude și zice, mă, băieți, voi aveți dreptate.
Toate lucrurile vă sunt îngăduite, spune Pavel. Da, sunteți liberi, dar atenție, măi, filozofilor, că nu toate lucrurile vă folosesc. Nu toate sunt utile, nu toate îți creează avantaje, nu toate lucrurile te apropie de Dumnezeu, nu toate lucrurile îți aduc pace și liniște, nu toată muzica ce o asculti îți aduce pace și liniște, nu toate îți sunt de folos. Da, ești liber, poți să faci ce vrei, dragul meu tânăr. Dar nu toate îți folosesc. Poți să mănânci cât vrei și ce vrei. Cât vrei. Dar nu toate îți folosesc. Tinerii de astăzi, știți ce spun? I-am auzit, de-aia vi le zic astea. Spune așa, abia aștept să am 18 ani. Scap de tata și de mama. Scap de învățătura lor. Să scap de regulile lor, de normele lor. Abia aștept să scap. O mai fost unul în mine. Care au zis, m-a săturat de tata, m-a săturat de mama, m-a săturat de regulile lui tata, fiecare dimineață trezește, spală-te pe dinți, du-te, fă ceva, nu știu, mătură strada, aruncă zăpala din fața căsii, du-te, fă ceva, în fiecare dimineață m-a săturat tata, vreau să plec. Și-o plecat. Și-a ajuns o nenorocire. Și știți bine istoria? Pilda fiului risipitor. Dragilor, dacă nu toate lucrurile ne sunt utile, dacă nu toate ne ajută, ne folosesc, la trupul nostru, la relația noastră spirituală, la relația noastră cu soția, cu copiii, în familie, dacă nu toate ne formează caracterul nostru, dacă nu toate ne fac mai bun, dacă nu toate ne aduc o dignă trupului, nu e o problemă, mă, telefon. Și nu e o problemă, nici internetul ăla, vă spuneam de la început. Dar dacă te chinuiește, măi, și te ține până la 2-3 noaptea, măi, și te trezești dimineața să mergi la școală la ora 8 sau la 7 când te trezești și ai ochii cât cepere și nu mai poți să răspunzi la fizică, la matematică, că ai stat toată noaptea pe telefon, spune-mi la ce îți folosește. Dar e păcat. Păi nu zic că e păcat dacă nu te uiți la prostii. Nu zic că e păcat, dar îți folosește? Spune Pavel, toate lucrurile sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos. Primul test. Nu toate folosesc. A doilea test. Rămânem la acest verset. Uitați-vă acum la partea a doua. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Da, am libertate maximă, dar nimic nu trebuie să devină domn în viața mea, stăpân în viața mea. Îl numim testul autorității, testul stăpânirii. Cine mă conduce? Cine mă conduce? Telefonul mă conduce? Cine mă conduce? A cui rob sunt? A cui dependent sunt? Pentru că știți ce spune Biblia? Proiectează 2 Petru, capitolul 2, versetul 19. Căci fiecare, cred că am greșit eu versetul, fiecare este robul lucrului de care este biruit. Auzi? Te biruiește ninja? Te biruiește telenovela? Te biruiește mâncarea? Că toți avem ale noastre, știți, o să zici, eu n-am treabă cu telenovele. Bine, mă, n-ai treabă cu telenovele, dar ai treabă cu sportul. Ai treabă cu religie, ai treabă cu altceva. Fiecare are problemele lui, că suntem diferi. Eu am problemele mele. Adică luptele mele. Tu nu le ai ale mele, că tu ești divers de mine. Dar și tu le ai. Și fiecare le avem în felul nostru. Frați și surori, primul lucru vă spuneam. Toate lucrurile sunt îngăduite. Filtrăm astăzi. Avem libertate maximă. Dar nu toate ne sunt de folos. Nu toate ne folosesc. Doi, toate lucrurile sunt îngăduite. 1 Corinteni 6, 12. Dar nu toate... Nu toate ne zidesc sau nu toate... Nu trebuie să pună stăpânire pe mine, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, dragilor. Eu am o întrebare așa, finuță. Libertatea care tu ai, adică ce ce-ți permiți tu, îl onorează pe Dumnezeu. Îl cinstește pe Dumnezeu, ce cinste lui Dumnezeu. Răspunde tu la întrebarea asta. Ai libertate. Nu te interesează păstorul, te interesează biserica, nu te interesează nimic, că ești, mă rog, ești plin de bani. Ai tu, starea ta, ai. Îl onorează pe Dumnezeu. Bun, în al treilea rând, fraților, 1 Corinteni 10 cu 23, al treilea test, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. 1 Corinteni 10 cu 23. Dar nu toate sunt de folos, spune prima parte. Și a doua parte, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dar nu toate mă zidesc. Frații și surori,
îmi dezvoltă mie răbdarea, libertatea care am, adică ce-mi permit eu să fac. Îmi dezvoltă caracterul. Mă, după ce am făcut treaba aia, atât de răbdător am ajuns. Da? Atât de sfânt am ajuns, atât de pocă. Așa am venit să mă rog după aia de numai, da? Vre chiar așa să fie. Lucrul care mi-l permit, libertatea mea, va zidi relația mea cu Dumnezeu sau va băga bețe în roate și va împiedica alergarea mea cu Dumnezeu. Nu mai am timp nici să mai știu ce să mă vine, ce să mai vorbim de rugăciune. Ce să mai vorbim de părtășiri cu frații, că nu mai am timp nici de biserică, mai am timp de nimic. Îmi dezvolt relația cu Dumnezeu, în primul rând, libertatea mea. Zidește relația mea cu Dumnezeu. Doi, zidește relația mea cu frații, libertatea mea. Știți ce spune cuvântul Domnului? Luați seama, 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, că nu cumva această slobozenie, această libertate a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Versetul 11. Și astfel, aproapele tău, bunicul tău, mama ta, părinții tăi, vecinii, frații de la biserică, și astfel cel slab, va pieri din pricina libertății tale, fratele pentru care a murit Hristos. Și versetul 12 spune, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păi nu e bine nești slab care se împiedică, sunt slab. Păcătuiți împotriva lui Hristos, spune Biblia. De aceea, versetul 13, de aceea, dacă o mâncare face pe fratele tău să păcătuiască, dacă libertatea ta, nu știu ce libertate ai, ce-ți permiți, dacă libertatea ta face pe fratele tău să păcătuiască, atunci mă opresc, zice Pavel, și noi mai mânca, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască, sau noi mai face aia, pentru că fratele meu e slab și încerc să fiu echilibrat și cumpătat și Domnul să te ajute. Deci, primul test, toate lucrurile sunt îngăduite, nu toate îmi folosesc, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine, în viața mea să ne zice Hristos. 3. Toate lucrurile sunt găduite, dar nu toate mă zidesc. Și al patrulea test, cel mai periculos, la păcăiți. Mă vreau să zic toată viața. Din punctul meu de vedere, este cel mai periculos. Tragic. Am auzit de atâtea ori treaba asta. Zice așa, Roman 14, versetul 2 și 3. Unul crede. Spuneați cuvântul crede. Unul crede. El crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât vernețuri. Unul crede că poate să mănânce toate. Pe când altul care e slab, nu mănâncă decât vedeți-o. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Este testul conștiinței. Ați auzit bucăți care spun, am încredințarea mea, eu pot să fac asta. Acum eu vreau să ne explic puțin aici, pentru că îmi place foarte mult cuvântul acesta. Și vreau să ne explic. Aici, în loc de mănâncă, poți să pui cine consumă orice altceva, cine practică un sport, cine, nu știu, orice poți să pui. Orice. Vezi tu probleme tale. Unde ești pe mâchile de cuțit, acolo unde nu știi. Mă, un pic mă mustră conștiința, un pic nici nu mă mustră, m-aș opri, acolo, da? Când ești în suspans. Folosește acolo. Cine mănâncă să nu distrugeți. Bun, ok. Dragilor, conștiința. Testul conștiință. Conștiință. Ce înseamnă conștiință? În primul rând, conștiință. Eu am încredințarea mea, frate, eu așa cred și gata. Conștiința este tribunalul suprem, așezat de Dumnezeu în fiecare om. Pocăit, nepocăit, copil, bătrân. Fiecare om are conștiință. Este o alarmă. Imaginați-vă la ăștia pe care vezi pe autostradă. Un apegean pe geală. E o alarmă, conștiința este un chip, un ceva pus de Dumnezeu în fiecare om care nu face altceva decât să controleze, adică să avertizeze, să pornească alarma în interiorul nostru când facem ceva rău. Băgați bine seama ce vă zic. Mergeți cu autobuzul. De asta vedeți pentru că am văzut la voi treaba asta. Mergeți cu autobuzul. Voi vă așezați frumos pe scaun. Și o bătrânică de 80 de ani, săracă, abia stă pe picioare acolo. Conștiința voastră ce vă zice? Măi, n-ar trebui să mă ridic de acolo, e pe scaun și să lăs un bătrână. O bătrânică să stea jos. Se aprinde becul, se aprinde alarma. Conștiința, ăsta e rolul conștiinței, să se aprindă alarma. Ascultați-mă bine, cum funcționează conștiința? Funcționează pe bază ce am învățat. Așa funcționează conștiința. Pe 7 ani de acasă, cum te învăța mama și tata în primii 7 ani? Pe ce te învață pastorul la biserică?
Cât de multă Biblie cunoști? Conștiința funcționează pe ce ai înmagazinat în tine, pe ce ai învățat, ce te-a învățat părinții, ce te-a învățat biserica, ce te-a învățat societatea. Pe asta funcționează conștiința. Vă rog să fiți foarte atent. Conștiința nu ne ghidează. Dragilor, încă o dată. Conștiința nu ne ghidează, numai sunt pentecostali din noi așa, sau nu știu ce fel de așa cum suntem și noi, că nu folosesc alte... Care mergem, a zice, am simțit, frate Daniel. Nu! Noi nu mergem pe simțăminte. Pe noi nu ne conduce conștiința, ci eu așa am simțit că e ok și mă duc și e ok. Pe noi ne conduce cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Biblia zice să nu furi și eu în conștiința mea zic, da, se poate, da, e că un ticus poți aduci. Nu mă duc, mă, că nu mă ghidează conștiința. Pe mine mă ghidează cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce vă spuneam că funcționează pe bază de ce am învățat? Că dacă ai tras un glonț de la conștiință și ți-ai împușcat conștiința, nu te mai mustră că furi, cum se mustră? Te mai mustră că te duci la un... La discotecă, vă mai mustră conștiința, dacă n-ai împușcat, ai împușcat-o, mă, nu te mai funcționează. Ai un singur lor conștiința. Alarmă. Băi, te vezi Crișna pericol. Atenție. Și se aprinde. Și tu poți să zici, taci din gură și tragi una la conștiința aia și vă spar becul. Sau poți să zici, da, ai dreptate. Ai dreptate. Trebuie să gândești. Și atunci începi să gândești pe bază ce ai învățat, pe cât Hristos e în tine, pe cât cuvântul lui Dumnezeu este în tine. Conștiință nu este Duhul Sfânt în noi. Nu e adevărat! Conștiința nu este Duhul lui Dumnezeu în noi. Nu e adevărat, dragilor! Nu ne ghidează Duhul Sfânt, ne ghidează conștiința, nu ne ghidează! Că eu așa cred că e bine și eu asta e încredințarea mea. Nu, dragilor, încredințarea mea e bazată pe cuvântul Dumnezeu. Dacă iese din cuvântul Dumnezeu, este o credințară falsă și trebuie să ne pocăim de ea. Când este vorba despre libertate, pe baza conștiinței, trebuie să se încontre trei lucruri. Trei lucruri. Când e vorba despre libertate, pe baza de conștiință, vorbim despre acele lucruri care nu sunt scrise în Biblie. Biblia nu scrie tot. Dar ne face să înțelegem. Ne dă lumină, ne dă claritate dacă vrem să înțelegem cuvântul Dumnezeu. Când e vorba de libertate pe bază de conștiință, trebuie să ținem cont de trei lucruri. Unu. Roman 14 cu versetul 5. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Și versetul și partea a doua, Roman 14 cu 5, Andreas. Și partea a doua spune, fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Primul lucru, dragilor. Primul lucru. Când e vorba despre libertatea pe bază de conștiință, ce știi tu, frate Daniel, ce știți voi, biserica, ce știți voi, slujitori, vai de capul vostru, lăsați-mă pe mine în pace, că eu am conștiința mea, așa am încredințările mele. Fede, primul lucru, fiecare să fie de prim încredințat în mintea lui. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că n-are voie să existe o scânteie de îndoială. Mă, dacă s-o prins becul și ți se pare că nu-i bine, oprește-te. Ai numai încredințare. Când ești încredințat, nu mai ai nicio scânteie de îndoială. Ești convins, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu care îl cunoști, bazat pe învățătura ce ai primit-o în biserică și e ok, pot să mă duc înainte, pot să fac. Deci primul lucru, trebuie să fii convins pe deplin. Convingere totală, fără nicio scânteie de îndoială. Al doilea lucru, versetul 22, Roman 14. Încredințarea pe care o are, cu privire la ce consum, cu privire la ce mănânci, cu privire la unde te duci, cu privire la cum gândești. Încredințarea pe care dacă e încredințare și nu te mostră cu de tot. Și ești convins. Biblia asta, libertatea aceasta. Încredințarea pe care o ai păstrează pentru tine. Mă, să nu știi bine. Dom'le, eu nu cred că a consumat chestia asta e o problemă. Foarte bine. Încredințarea ta. Tu vei fi la judecată, vei sta în fața lui Hristos. Dar n-are voie să știe nimeni. Încredințarea pe care... E încredințarea. Adică încredințarea înseamnă că pentru celălalt poate să fie păcat. Pentru tine nu-i păcat. Că ești tare, ești matur și o vezi sănătos. Și nu-i păcat. Dar n-are voie să știe nimeni. Zice Biblia, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Domnul să te ajute. Să-ți dea lumină. Să înțelegi că este un lucru foarte important. În al treilea rând, când e vorba de conștiință, Roman 14, 21, partea a doua versetului. Zice, bine este să nu te duci în stânga și în dreapta, bine este să nu știu ce, până acolo ce vreți voi. Biblia se rezumă la cele două, trei. Să te ferești și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere.
de păcătuire sau de slăbire. Nu știu dacă reușești să înțelegi. Ok, ai încredințarea ta, ai libertatea ta, acolo unde Biblia nu vorbește. Biblia tace, noi trebuie să tăcem ca și predicator. Unde Biblia tace, tăcem și noi. Dar dacă ai încredințarea aceasta și ești convins că, nu e, că e ok, să nu distrugi pe aproapele tău care e mesla spiritual. Să nu-l distrugi prin ceea ce faci. De aceea, încredințarea ta și du-te înainte. Asta spune Contorul, nu pot să vă spun altceva decât ce spune Contorul și Domnul să te ajute la aceasta. Amen? Opresc, fraților, cu mesajul acesta. Eu sper să fi fost de ajutor și de înțeles. Haideți să repetăm. Există trei nivele la care trebuie să creștim. Libertinism. Nu-i bine. Legalism. Regul lor. Nu-i bine. Și al treilea nivel, echilibru. Trăim slobos în Hristos. Liber în Hristos. Oameni cu minte, cu căpătâi, cu mintea întreagă. Bazați pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Cumpătați și echilibrați. Și apoi, cele trei, patru teste ale libertății. Testul utilității, toate lucrurile sunt pregătite, dar nu toate ne sunt de folos. Rețineți asta, nu tot vă este de folos. Avem libertate maximă, dar nimic să nu pună stăpânire pe noi. Faceți ce sport vreți, alergați, plimbați, faceți ce vreți voi, dar nimic să nu pună stăpânire pe voi. Trei, lucrurile care nu vă zidesc, toate lucrurile sunt pregătite, dar toate zidesc, care nu vă zidesc, care nu vă apropie Dumnezeu, care nu vă creează avantaje spirituale și în relație cu oamenii. Curățenie, aruncați-le din viața noastră. Și în al patrulea rând, testul conștiinței. Nu vă păcăleți. Conștiința nu vă ghidează. Stimați credincioși! Conștiința nu ne ghidează. Ne ghidează Cuvântul Dumnezeu. Conștiința doar aprinde becul. Vezi că trebuie să te ergici de pe scaun și să lași pala mai mare, pala mai în vârstă. Domnul să vă binecuvânteze pe Domnul. Să mă ajute și pe mine, să vă ajute și pe Domnul, să trăim o viață sfântă și iubită de Domnul. Amin? Haideți să ne ridicăm picioarele.